constată prezenta majorității consilierilor locali, declarăm deschis ședința Consiliului Local al Comunei Asău cu următoarele proiecte de ordine de zi. Dați citire dumneavoastră sau le dau eu? Procesul verbal al ședinței anterioare. L-ați avut în mapele de ședințe, dacă aveți ceva să spuneți la el. Proiect de hotărâre privind aprobarea de mărit. Da. Dacă sunteți de acord sau dacă sunt ceva discuții pe seama... Stați un pic, doamna secretară. Da. V-am solicitat rândul trecut să ne spuneți care este poziția domnului consilier Rudea. Că avea trei ședințe care... Trei. Lipsă. Lipsit de la atâtea ședințe. Ați spus că verificați și ne aduceți situația normală și legală. Haideți că vă spun. Păi spuneți, doamnă, că așa v-am solicit. Eu nu sunt inițiator de proiect de hotărâre. După cum știți, inițiază un proiect de hotărâre primarul consilierii sau viceprimarul. Eu am verificat numai din punct de vedere juridic. Au fost trei ședințe ordinare consecutive în lipsă. La ședința, la comisiile de specialitate de pe 27 aprilie, a participat și a încasat și indemnizația de consilier local. Deci este o întrerupere pe 27 aprilie. Iar prevederile legale, dacă citim statutul funcționarului public, în articolul 9, aliniatul 2, litera D, scrie lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale Consiliului Local. Deci asta înseamnă 4. La ședința din luna mai am fost bolnav și am adus o adeverință de la medicul specialist. Le-ați avut în mapele de ședință, de comisie. Și dacă era necesar, știți prea bine că pentru ședința din luna martie am fost prezent la examen la Iași pentru a doua specialitate și era motivat. Absența. Dacă e necesar, pot să duc o hârtie dacă o solicitați. Păi stați un pic, doamnă, nu înțeleg un singur lucru. Adică cum este motivată? Dacă am fost bolnav, este motivată absența. Absențe nemotivate. Mai mult de 3 absențe nemotivate. Am fost bolnav și nu am putut să vin să împrăștii virus la consilier. Am înțeles. Eu de asta v-am rugat să prezentați dumneavoastră în calitate de secretar al Consiliului Local situația exactă cu asta. Secretarul Comunei, nu al Consiliului Local. V-am spus, eu am analizat, nu eu inițiez proiectul de hotărâre, dacă dumneavoastră doriți să inițiați un proiect de hotărâre, eu v-am spus părerea mea din punct de vedere juridic. Dacă dumneavoastră doriți să inițiați un proiect de hotărâre, nu e nicio problemă, v-am fost sprijinul. Păi ați făcut hotărârile de Consiliul Local pentru consilierii care preiau ședința? Care preiau ședința pentru ce? Că domnul doctor are ședințe nefinalizate. Sau nu, nu înțeleg. Păi alte. Bun, domnul doctor mai are o ședință de prezentat. Hotărârea de consiliu am spus clar că e în luna, nu? Da. Următoarea hotărâre de consiliu local pentru președinte de ședință, care este? Dar mai aveți două, nu? Două ședințe mai aveți. Da, nu, nu am înțeles niciuna. Nu ați spus niciuna? Da, da, nu am spus niciuna. La asta este articol de lege, doamnă, 215, care spune că este prin hotărârea Consiliului Local să acordă președintele de ședință. Avem hotărâre de ședință pentru domnul doctor Brăzan. Și dacă ne aducem aminte, domnul Dascăr, Dogariu a fost legat de 3 ședințe. A fost exclus din Consiliul Local, nu de mai mult de 3. N-am venit nici la APA, mai când s-a discutat. Bine, dar el a făcut la a treia ședință și s-a făcut raport, i s-a făcut hotărâre. La a treia. La a treia, domnule. La a treia s-a făcut. Că eu i-am făcut documente. Mie nu mi-ați făcut și eu am motivație. Roagă-te și mă dați sfatul. Făceți-mă jalbă. Nu e vorba de jalbă, e vorba cum a răspuns doamna secretar legat de mai mult de 3 ședințe. Dar așa scrie. Și știu că la ceilalți au fost 3. Dar eu vorbesc de lege, doamnă, nu de statut. Da, legea 205. Scrie mai mult de 3. În 215 scrie 3. Sau 3. Nemotivat. Nu scrie în 215, scrie în legea 393 pe 2004. Așa. Articolul 9, aliniatul 2, litera D. Și nu era cazul să inițiez un proiect atâta vreme cât eu am adus motivația pentru absențarea. Așa că răspunsul l-ați avut la mână.
De asta v-am cerut să ne prezentați situația. Eu v-am prezentat. Nu avea nici mai prezint, dar asta vreme cât am avut motivație. De ședinților. Nu sunt inițiatorul proiectului de hotărâri eu. Eu avizez proiectul de hotărâri, nu eu le inițiez. N-avea ce răspuns să vă dea doamna secretară, dar vreme cât era motivație. Da, trebuia să dea un răspuns. În momentul ce a cerut cineva să dea un răspuns, trebuia să dea un răspuns. Verbal poți să spun și eu ce vrei. E așa, cum e sau nu, e un răspuns. Că dumneavoastră, doamnă, dumneavoastră trebuie să ne prezentați cât sunt prezenți până dați cuvântul președintelui de ședință. Nu începem cu președintele de ședință. Citiți și uitați-vă. Aici dar... scrie după constatarea prezenței majorității consilierilor locali. Dacă vă uitați un picule, sunt prezenți majoritatea consilierilor locali, da? Păi prezentați-vă. Sunt majoritatea. Lipsesc tovarășe sau domnul. Asta a spus și ce poate vedea. Motivați sau nemotivați? Pentru că de asta am ajuns la ce am ajuns. Dânsii care lipsesc sunt motivați sau aduc după aia că sunt bolnavi? Păi voi să nu vin la ședință, dar să aduc adevărat. Dar lăsați, domne, că eu n-am nevoie de virusul dumneavoastră. Păi... să veniți numai când aveți interese. Nu, restul n-aveți treabă. Restul mă virusez. Restul sunteți bolnavi și aduceți virus. Da. Da, vă rog. Putem începe? Procesul verbal la ședința anterioară din 31 mai. Dacă sunt discuții pe seama... Prezentați, doamnă secretară, dacă ceilalți consilieri sunt bolnavi, sunt lipsă sau spuneți public ca să auzim. Păi dacă, de unde să știi de ce lipsește? Nu-i normal ca în clipa în care se termină ședința, după aceea dumnealui vine cu motivație. Dacă cineva este cu piciorul rupt, trebuie să-ți prezinte dumitare telefonic sau doamnei secretare, nu e, domnule, consiliului prezent. Îți aduce motivația în momentul în care se termină, da, domnul, își termină concediul medical. Am înțeles. Sau boala. Da, dumneavoastră, da? Când aveți gardă, când aveți timp, când aveți asta, nu aveți timp, lăsați. Prezentați, doamnă, cine sunt lipsă de la ședința asta, cu început ședința. Cât sunt în sală, cât sunt lipsă. Adică care nu sunt aici, doamnă, nu motivați sau nemotivați. Patru lipsă. Au numii, au... Ciobănașul, Neculai, Dogariu, Marian... Facem vă datorie, doamnă. Tăs la un dat, nu știu dacă asta e o datorie de făcut, dar... O să propun să vă ia din sala, domnul primar, că nu vă faceți datoria. Ciobănașul, Neculai, Dogariu, Marian, tăs la un toader și Tudorel. Momentan. Poate bine. Mulțumit. Mai aveți de adăugat ceva, domnul consilier? Veni mai târziu. Domnul Ciobănașul zis că nu vine, licitație. Ciobănașul zis că nu vine, că e la servicii. Da. Îți pare că mai multe decât mine. O zis că vine, dar să sune fiecare dintre noi, să sune la dumneavoastră în ședință. Doamna secretar nu poți să vin. Motivat sau nemotivat? Călcat pe... Ca să știi și dumneavoastră exact ce... A fost călcat pe picior de un cald domnul Ciobănașul. Dacă e la servicii, îți spune că nu poți să vin. Păi, urmea să aducă. Dar scrie undeva în lege că trebuie să vă anunț de ce nu vin, dacă nu vin. Secretar. Eu, ca și consilier, domnul Bobic a anunțat că nu veni la ședința de... când s-a ținut ședința cu bugetul, a anunțat că nu veni la ședința. Nu, domnule, dar e nemotivată, vă interesează pe dumneavoastră, nu. Consemnați acolo nemotivată. Nu pe dumneavoastră, vă duceți când vreți și după aia veniți cu adiverința medicală. Am fost bolnav. Păi lăsați-mă în pace. Vă las, dar lăsați-mă și dumneavoastră. Păi hai, lăsați la omul cea. Asta hai să păi nu începem ședința până nu clarificăm astea, domnule. Ce vrei să clarificăm? Păi mai nu clarific. Sunt clare, nu jumate plus unu. Păi sunt amalgam. Dar nu jumate plus unu. Și nu este, doamne, sunt patru abisenți. Scriți, doamnă, consemnați acolo cine lipsește, ca să nu mai stăm după aia. Nu amânăm și studiați aleși. Nu trebuie să studiem. Dar tot ca timpul studiate trebuie. Numai că nu facem cum trebuie. Nu suntem. Mai trebuie, vrei, dar acum duc ședința. Ce înseamnă? Supunem la vot proces verbal la ședințe anterioare. Dacă sunt ceva discuții pe seama procesului verbal. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? 11 persoane pentru. Am și abține nimeni împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesiune pentru terenul cu destinație curs construcție în suprafață de 325 de metri pătrați, având numărul cadastral 61803, situat în comuna Său, Sata Pasău, județul Bacău, inițiator primarul. 2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de închiriere pentru terenul cu destinație agricolă în suprafață de 583 de metri pătrați, având cu număr cadastral 61804, situat în comuna Său, sat Apa Său, județul Bacău, inițiator primar. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contractului de concesiune numărul 9 din 26-10-1994, respectiv a suprafeței concesionate conform documentației cadastrale numărul 60.050 și actualizarea redevenției în conformitate cu raportul de evaluare, inițiator primar. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesiune pentru terenul cu destinație curs construcție în suprafață de 1.227 metri pătrați, având numărul cadastral 60.068, situat în comuna Său, sat Straja, județul Bacău. Inițiator primar. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a licitațiilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier, proprietate privată al comunei Său, inițiator primarul. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comunei Său la susținerea finanțării serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap, inițiator primarul și probleme diverse. Și avem o modificare a ordinii de zi. Da, modificare a ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2, taxe speciale, punctul 7, taxa pentru întreținerea drumurilor comunale prin hotărârea Consiliului Local a Său numărul 81 din 22-12-2016, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2017, inițiator domnul viceprimar. 2. La modificare. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 79 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea achiziției activului complex comercial, construcție P+, un etaj și terenul aferent situat în zona centrală a satului Său, comuna Său, în vecinătatea primăriei. Inițiator domnul consilier local Nelu Bobeică. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 26 ianuarie 2017 pentru numirea Comisiei de Participare la Licitație ce va reprezenta OAT-ul Comuna Său la licitația publică organizată și scopul achiziționării imobilului complex comercial, construcție P+, un etaj și terenul aferent a Său. Inițiator domnul consilier Bobeică. Proiect de hotărâre la 4 privind aprobarea desfășurării zilelor culturale ale Comunei Său în perioada 2-3 septembrie 2017. Inițiator domnul viceprimar Bodacu Emilian. Cam asta, dacă mai sunt probleme. Și probleme. Cine este pentru probleme? Îmi retrag proiectele de la punctul 2 și punctul 3 pe ordinea de zi, la modificarea ordinii de zi. Eu, în calitate de inițiator, retrag proiectul 2 și 3. La modificare. Da. Cine este de acord cu ordinea de zi a ședinței? Împotriva? Se abține cineva? Consiliul local. Dăm citire primului proiect de hotărâre. Nu, dar el e studiat. Sau nu studiat. Proiect de hotărâre numărul 5736 din 15, privind aprobarea demarării procedurii de concesiune. Da. Având în vedere raportul de evaluare și raportul comisiei. Da, așa, se aprobă demararea procedurii de concesiune pentru, cu destinația curs construcție în suprafață 325 metri, tot în a Său, sat Apa Său, înscris în cartea funciară. Așa, văzând cererea depusă din doamna Merlușcă Mihaela, domiciliată în comuna Său, sat Apa Său, care solicită concesiunea în suprafață 325 metri teren curs construcție, situată în comuna Său, sat Apa Său, având în vedere prevederea articolului 565-566 și articolul 1777 până la 1823 din Codul Civil. Propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesiune a terenului în suprafață 325 metri situat în Apa Său. E vorba de un teren
la Flore, acolo unde are magazinul și bufieta ăla, de acolo încoace. El e între drumul comunal și fostul terasament al cercăiei ferate forestiere. Am înțeles că vrea să construiască ceva garaj. Acolo, un garaj. Dar el până acum ce statutul a avut? E liber? E, da. A fost în întotdeauna. E închis întotdeauna grădina lor. Închis de ei de an și an de zile, dar n-au act. N-au act. Nu știa unii așezat, dar acum că l-a explicat, mi-am dat seama. Da, da, da. Acum da, că... da, dacă sunt discuții pe seama atât, dar nu știam claritatea asta, vreau să știu legat de amplasamentului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 11 consilieri locali din 11. Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind de, așa, aprobarea demarării procedurii de închiriere pe teren destinație agricolă în suprafață 583 de metri în satul Apas preambulul și se aprobă demararea suprafețe procedurii așa pentru 583 de metri ca e de sarcini. E același. E același. Da. Să poți construiască o concesionare. Da, da, să-ți facă. Închiriat. Închiriat. Ce ala este, da. Și restul? Da. Închiriat. Discuții pe acest proiect de hotărâre? Unul e închiriere și unul e construcțiune. Nu se poate construi unul pe închiriere. Deci pe terenul închiriat nu se poate construi. Și ei doresc să construiască un garaj acolo. Și concesionează 325 de metri. Și restul închiriat. Și restul închiriat. Dar restul în pantă, spre CFF, spre CFF. Deci e aceeași... Știu de tot ce vorba. Dar este... Poate să construiască că el este în zona de siguranță. În zona inundabilă. În malul apei. Nu, la apa e mai jos. Dar eu am întrebat dacă... Asta e și ideea. Ăla din față care se concesionează pe ăla se poate construi. Celălalt e... Mă rog, asta e. Dacă are cadastru făcut. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? 11 persoane pentru. Următorul punct pe ordinea de zi. Se aprobă actualizarea contractului concesiune numărul din 6-10-94, încheiat între Consiliul Local în calitate de concedent și Stoian Ion în calitate de concesionar astfel. Contractul de concesiune numărul 9 din 26-10-94 va avea următorul cuprins. Obiectul contractului este cedarea și preluarea în concesiune a terenului în suprafață 476 de metri pătrați, conform documentației cadastrale anexate. Articolul 5 al contractului de concesiune numărul 9 din 26-10-94 va avea următorul cuprins. Prețul concesiunii este de 108 euro pe an, conform raportului de evaluare întocmit în data de 5 iunie 2017, de către SC Presta Audit SRL pentru întocmirea acestui act adițional la contractul de concesiune numărul se încredințează instituția primarului comunei Iași, compartimentul tehnic și urbanism. Aici este vorba practic de o corectare a suprafeței. Inițial era de 120 de metri pătrați concesiune, dar în realitate este vorba de 476 de metri pătrați și pentru ca să fie în legalitate s-a făcut modificarea asta. Da. Nu pistilul. Punctul stații de apă. Punctul stații de apă. Nu stații de apă. Ah, da, bucata aceea de la el, da. Discuții. Pe seama acestui proiect de hotărâre? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? 11. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesiune a terenului destinat curs construcții suprafață 1226 de metri, având așa stat în formă să sta strada. Se vorba de terenul de la serviciu de la stradă. Da, o cumpărat de la Banca Transilvania, o cumpărat clădirile cele. Da. Și acum spre așterim la resarcină. Da. Discuții dacă sunt pe seama acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Bobei, când ați ridicat mâna, cum votați? Aveți răbdare puțin. Am întrebat dacă sunt discuții și n-ați spus absolut nimic. Pe seama proiect de hotărâre. Am întrebat dacă sunt discuții. Ați avut și ședința de comisie ieri și... Pentru.
Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a licitațiilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier, proprietate privată, Comuna Asău, inițiator primar. Așa, se aprobă regulamentul de organizare a licitației pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier, proprietate privată, a Comunei Asău, conform anexei 1, face parte integrantă din prezenta. La 2, cu ducerea la îndeplinire, se interesează instituții primarului și compartimentului de dezvoltare. E vorba de o suprafață de teren de nivel comunal pentru a fi de... Pentru vorba de regulament. Păi nu, dar pe el lemnul care se va exploata de pe el trebuie scos la valorificat după anumite norme care merg și direcția silvică și ocoalele silvice merg după... Și de asta, masa lemnoasă și așa la ce-i marcat. Acum e pe 400 și câțiva metri. În plus, documentația se află la Inspectoratul Silvic Bacău, la ITRSB-ul ăsta, Garda Silvică, cum îi zice, pentru număr de unicitate, nu știu ce trebuie că meargă, înaintat de direcția silvică. Așteptăm când ne dă avizul să poată să încheiem, să scoatem la licitație. Și atunci necesită regulamentul respectiv. Discuții pe seama acestui proiect de hotărâre, vă rog. Dacă nu sunt, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Următorul proiect de hotărâre prin aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei sau la susținerea finanțării serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap. Inițiator tot primarul. Având în vedere, propune, se aprobă contribuția Consiliului Local al Comunei Asău la susținerea finanțării serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei cu adulte cu handicap în cuantum de 35% din costurile medii lunare stabilite conform hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 104 din 29/5/2017. Pentru cine nu știe, le-am expus celor din comisia din care fac parte. S-au modificat anul ăsta taxele pentru persoanele cu handicap înscrise instituționalizate în centre. Costurile. La modul că dacă până acum se plătea o bătă parte din pensie, pensia curatorului sau pensia lui, dacă mai era, pensie, un quantum de 20 sau 40%, nu știu cât se plătea în funcție de valoarea pe care o avea pensia respectivă. Acum s-a stabilit un quantum fix, dacă o sumă fixă de 900 de lei, pentru cei care au venituri mai mari de 1400 de lei sau 1200 și ceva de lei pe cap de membru de familie. Și ca urmare a modificărilor taxelor astea, plăților astea pe care trebuie să le asigure fiecare instituționalizat, se măresc și or să mărească un pic și taxele pentru susținerea fiecăruia. În cuantum 35% la primărie, asta e legislația. E vorba de 7 persoane adulte înscrise, de 2 la centru la Dărmănești, la CRNR. Toți, 2 sunt la... 4 dintre ei sunt la centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și 3 la persoane cu handicap. Discuții dacă sunt, pe seama acestui proiect de hotărâre, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ordinea de zi modificată. Proiect de hotărâre privind la modificarea anexei numărul 2, taxe speciale, punctul 7, taxa pentru întreținerea drumurilor comunale din hotărârea Consiliului Local numărul 81/22 din 22/12/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru și a taxelor speciale pentru anul 2017. Inițiator domnul Emil Budac. Ziceți, domnule. Da, întrucât avem o mare problemă cu transportul, în special de material nemos. Transportul greu. Transportul greu de material nemos.
Și avem noi un proiect de hotărâre aici, în 2016, care nu corespunde cu, cu realitatea. Actuală. Avem și un număr din nemulțumiți, cetățenii ai comunii, care văd cum se distruge asfaltul, care așa greu la care e pentru 3 toni și jumate autorizat. Asfaltul ăsta. Cel puțin de la școală la Bartea până la Său, se vede și în viitorul apropiat, nu știu dacă o să mai țină unii de zile, o să fie ca după un bombardament. Așa. Avem și nemulțumiți. Transportatorii materiale lemnos. Avem foarte multe societăți care sunt înscrise la noi, foarte multe. Câte sunt? Înscrise la noi, care domicile, au și domiciliu și sede în societate aici, și ei sunt unii din nemulțumiți. Dar vreau să-mi la cunoștință că Ocolul Silvic le-a pus o taxă de 5, 6, 7 lei, nu știm exact, nu vrea să nu ne spune, pe metru cub, așa, la care ei nu au avut niciun cuvânt de spus, nu au comentat niciunul. Că e mult, că e puțin și transportă de el pe un drum de țară, care e de la Cumării până la... Taxa e băgată în prețul lemnului. E băgată în prețul lemnului. Și Silvicul, nu mai e taxa. Una, a doua, ei ia 2000 de metri cubi sau licitează 2000 de metri cubi și plătesc 2000 de metri cubi taxe de drum. Acolo nu se pune pierderi, nu se pune preancă, nu se pune nimic și ei nu au comentat. Și noi, ca să menținem drumurile astea, care și așa aveți cum vezi, avem și asfaltul ăsta nou, de la școală la Bartea până la Șanta, care și ăla, dacă nu o să avem grijă de el, în 2 ani de zile o să aibă soarta la ăsta la altul, așa, și neavând buget, începem să, mai ales când toate comunele din județ, cel puțin cu, cu fond forestier, se plătește taxă de, de drum. Ei, eu propun pentru mașinile astea, să fie, deci, anual, dacă doresc să scoate pe un an de zile, între 3,5 și 10 toni, 1000 de lei pe an. Între 10 și 20 de toni, inclusiv, 2000 de lei pe an. Și peste 20 de toni, 2500 de lei pe an. Asta e pe an. Dar ceea ce nu cred că o să ne convine, că iarna nu se exploatează, sunt perioade care au interdicții, în fine. Dar noi, eu propun, așa, lunar, între 3,5 toni și 10 toni, 2000 de lei, între 10 și 20 de toni, 5000 de lei, și ce trece peste 20 de toni, 6000 de lei per lună. 6000 de lei per lună, deci nu mi se pare o sumă exorbitantă. Și pentru ăștia care trec numai o zi, sunt multe societăți care cumpără lemn sau 600. 6.000. Și zilnic, între 3,5 și 10 toni, 50 de lei, între 10 și 20 de toni, 70 de lei, și peste 20 de toni, 10 lei. 10 lei, 100 de lei. 100 de lei, da. Pe zi. Deci care le transportă pe zi? Pe zi, nu pe cursă. Pe zi. Pe zi. Nu pe cursă. Da, poți să facă două cursă. La ăștia în comune celălalt, am înțeles că pe cursă. Da, da, mai... Sunt diferite comune pe zi. Cu tot felul de tarif. Având în vedere. Pe zi, pe cursă. Acum trebuie să vă seama un lucru foarte important. Am vorbit la Dofteana. Dofteana, cât e de mare, are un singur agent economic cu lemnul care îl trage numai până la drum auto. Deci e ușor să dai 25 la fundul altuia. Palanca și ăștia, Palanca n-are de loc și tot așa, ei aveau 100 de mii de metru. Un milion. Nu, 100 de milioane de cursă. Așa, noi îl întreb, dar câți ai la comună care exploatează? Niciunul. La noi sunt mulți, care în Pandara și Oituzu și Dofteana și nu știu ce. De asta trebuie. Tot ei sunt nemulțumiți. Mai fi o problemă. Ei participă cu, cu TMT-uri și cu alte taxe care îi plătesc la noi, la, la Consiliul Local. Da. În condițiile astea sunt unii din ei care spun că se mută la Comănești. Țuțu, Chirilu, care au semn. Vreau să fac la cunoștință și chestia asta. Ei zic nu știu, eu spun da. Și... Eu am luat de la taxe și impozite. Chestia asta. Ei zic că participă aici și ei ridică bugetul. Dar uitați cât, cât din TMT-ul lor, persoane fizice, ăștia care transportă lemn, se regăsește în bugetul primăriei. Deci se regăsesc 39.329 per an.
40.000 de lei. Deci 400 de milioane, bani vechi. La toți? La toți. Care toți? Toți transportători de lei. Societățile, da. Ce era hârtie? Și uitați-vă ăștia cu autoturismii, persoane fizice, care noi trebuie să suportăm găurile făcute de ei, se încasează 151.288, adică un miliard și jumătate. De 4 ori mai mult. De 4 ori mai mult. Ei spun că, domnule, noi ținem bugetul, dar nu știu dacă chiar ei țin bugetul, că uitați diferența, să le găsești în taxe. Bine, aici am fost lucruri că sunt și mașini. Aia... Trebuie să ne gândim și la stajul ăsta, cât de greu l-am făcut. 30 de ani când am reușit să ajungem până la fund. Sunt medici aia de fundul. Este vorba doar de materialele. Suportabilitatea medicii trebuie plăcișori. Specificat până acum este vorba de materialele în nos. Da, în cazul în care este efectiv pentru tonajul, ca numai pentru materialele în nos. Nu, pentru tonaj. Orice mașină, orice tonaj, schiment... Deci costește cineva face și ia taxă zilnică și o plătește pentru transport pe taxă zilnică și se va... Ei s-au iritat. Eu nu vreau să irit. Noi vorbim de tonaj, nu de încălcătura specifică. Păi asta nu s-a discutat mai mult pe materialele. Pentru că asta este activitatea principală. Și aici n-am înțeles... Aici n-am înțeles... Dăiem acolo materiale în nos. Eu vreau să vă spun că mie, ca viceprimar, mi se pun întrebări în fiecare zi. Domnul Vici, vedeți exact drumul. Domnul Vici, vedeți că s-a lăsat. Uitați la pora scaune. Acum așa a venit A4. Este domnul aici un punct, mă scuzi. Pentru transporturi speciale de materiale, în nostru taxa lunară este în cuantum de 200 de lei pe lună. Care nu știu ce înseamnă special. Aceea e... Aia e hotărârea din decembrie. Păi da, dar care... Nu, unul dată asta era a vorba de anexe la... E tocmai asta vrem să modificăm. Care era... Da, dar... Să modific... Ce era... Ce-a spus special de materialele în masă? Deci ăla au fost... Care? Chelesteaua? Ce... Ce era special? Deci nu știu. Bă, nu ești chelestea sau cine știe la ce se referea atunci, cine au făcut... Asta, că nu știu, era transportul special, dar noi... Poți să cași o roabă de chelestea și... Proiectul tău e ăsta, noi la comisie, noi la comisie am avut care, n-am avut număr. Pentru transportul special de materiale. N-am avut asta, da. Dar aia a fost aprobată în decembrie. Dar nu e aceeași. Dacă îmi permiteți. E aceeași? Nu. Nu e aceeași. Vă rog, domnul Bobic. În primul rând, chestia formalizată la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre l-ați înaintat, doamna secretară, fără expunere de motive. Raportul de specialitate pentru stabilirea taxei în vederea întreținerii drumurilor comunale. Și nu e adevărat, e de modificare. Vedeți dumneavoastră, cum ați primit la proiectul ăsta pe ordinea de zi documentele astea care ne le-ați spus la ședința de ieri? Eu n-am vrut să mai comentez aspectul ăsta. Inițiatorul proiectului vine și aduce expunerea de motive din mapă cu datele de dânsului. Noi, ca să aprobăm proiectul ăsta, știm despre alea? N-am avut la mapă așa ceva. Nu a fost trebuia să dați în scris doamnei secretar de azi dimineață să primim. Nu trebuie să dau eu în scris doamnei secretar nimic, de asta este. De asta se ocupă. Comisiile ce treabă au atunci? Domnul primar. Dar ce faceți ordine cu mine? De ce nu fac? Dar doamna secretar este, doamna secretar este aia care are doamna grijă. De ce spune ca consiliul local. De ce n-ați dat scris, domnule? Nu trebuie să-i dau scris, e obligația dânsii, domnule. Unii expunerea de mărți. Păi atunci de ce vă întâlniți, domnule? Vreau să vă vedem dacă ați eu bani. De asta vreau să vă. Trebuia scris două rânduri, doamna secretar. Nu e asta, nu e asta, nu e asta. Noi ne ocupam. Păi noi am trebuit să iau rămâne. Sau rămâne motiv de ceartă ca să vadă toată omul. Vă rog frumos un lucru. Este vorba de modificarea ordinii de zi. Este un punct de pe modificarea ordinii de zi. Domnul viceprimar i-a dat-o doamnei secretare. Deci domnul viceprimar astăzi a venit acum jumătate de oră și mi-a arătat deci toată hotărârea de la Dofteana. A fost făcută. A fost făcută propunerea lui. Și a zis că face astăzi fără... în ședință. Propunere. Deci acum propun și propunere. E o problemă cu propunerea. O discutăm în ședință. Nu putem să discutăm. Normal, dacă n-ați voie să nu expun punctul de vedere, dacă mi-am cerut dreptul. Dacă nu-i completă, trebuie amână. Da, vă rog, domnul Bobic. Deci, mai repet o dată, doamna secretară, dumneavoastră ați adus un proiect de hotărâri în ordinea de zi care nu are, deci legea spune clar, raport de specialitate la aparatul și expunerea de motive, nu are, deci raportul de specialitate pentru stabilirea taxei și taxa este stabilită, ca dovadă că este și în buget, și proiectul este de modificare, fără expunere de motive a inițiatorului. Vă rog să-mi permiteți și da, mie... Da,
În condițiile acestea, dacă inițiatorul vine și face expunerea de motive după ședințe, vă rog să retrageți proiectul în cazul ăsta până și-l pune și în dezbatere publică. Spune că este. Pentru că nu este normal, domnilor. Vă rog, acum am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Dar mă lăsați să-mi termin ce am de spus, ca să poată consemna doamna în procesul verbal. În condițiile în care transport, deci... Vă dă raportul de specialitate pentru propunerea proiectului de hotărâre pentru taxe locale, vederea întreținere și utilizării drumurilor comunale de către autovehiculele de mare tonaj și taxa pentru tranzitare și utilizarea drumului de DC-146 de către autovehiculele care depășesc 7,5 tone. Și prevederea de OG numărul 43 din 1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările și comutările interioare, față de cele prevăzute și în baza articolului 36, aliniatul 5, litera D, legea numărul 205/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificările și comutările interioare, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru stabilirea unei taxe locale pentru autovehiculele de mare tonaj pentru tranzitarea și utilizarea DC-146 în vederea întreținerii. Propun aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Său a proiectului de hotărâre privind validarea Comisiei Locale din ordine publică a Comunei. Care este fundamentarea, vă rog? Pentru că raportul de specialitate care e făcut de polițistul local nu spune cine a citit dumneavoastră că acolo ia 7 lei pe metru cub care face transport pe drumuri de forestiere, că pe drumul de asfalt e de 30 de Păi domnilor, dar pentru ce faceți? Păi asta care este fundamentarea și trebuie foarte clar pentru a mări taxa. Atunci modificarea. Nu vă doar cunoștință, ci te-am luat cu cunoștință. Și care treaba, Silviu, că o băga direct în prețul lemnului. Nu mai e ca înainte, ați amiat de munță cu 6 lei sau 7, șmecher și ăștia, ca să nu mai... Păi domnilor, haideți să ne hotărâm o dată ce facem, că e un proiect de hotărâri care e modificul ăla care era în bugetul local băgat, că ăla face venituri la bugetul local, da? Acum facem modificare la proiectul ăsta. Păi care-i fundamentare? Fundamentarea scrisă, domne, care să o citesc și eu să mă uit după rege, să văd despre ce este vorba. Pentru că am mai avut o surpriză în Comisia de Fond Funciar, sunt șefii de ocoare, domne. Așa cere legea. Da. Numai un secund, vă rog frumos, pentru că vreau să mă lămuresc asupra unui lucru. Și raportul de specialitate pentru stabilirea taxei. Cum să fie ăsta din partea aparatului de specialitate a primarului? Ce îmi spune mie aici așa? Trei rulere, trei... Asta îmi hotărăște mie că se modifică taxa? Domnul prin Bunica, asta? Vă rog să-mi răspundeți și mie la o întrebare ca președinte de comisie. Vă întreb și eu. Ieri la ședința de comisie este semnătura dumneavoastră. Da. Că această comisie avizează favorabil proiect de hotărâre menționat mai sus cu 5 voturi pentru. Da. Cu următoarele amendamente. Articolul 2, 800 de lei pe an, articolul 2, 400 de lei pe an, articolul 2, 200 de lei pe an. Da. De ce ne-a specificat că nu aveți expunere de motive, doamna secretară, că nu și-a făcut treaba, doamna? De ce ne-a specificat că nu există acel raport de specialitate? Ați fost pentru. Da. Da? Care este frumos? Problema? Bun. Problema este că n-a specificat absolut nimic din ceea ce spuneți aici, ca să poată doamna secretar să vă dea un răspuns. Dumneavoastră nu faceți ordine cu mine aici. Dar nici dumneavoastră nu faceți ordine cu noi toți când vreți. Ia uitați aici. Am luat la cunoștință de ceea ce a spus dumneavoastră. Din data. Am luat la cunoștință de ceea ce a spus dumneavoastră. N-a specificat nimic în ședința de comisie. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Dacă mai are cineva ceva discuții pe seama proiectului de hotărâre. De ce formă? În propunerea domnului, ultima propunere la cum e ședință? Forma, definitivă. Care e propunerea? Ce votați? 200, 400, 800 de lei pe an. Care e spunerea? Formulați, domnilor, ca să înțelegem o dată, ca să... Deci când transcrie în hotărâre... Am propus niște sume, domnul Bovine. Păi care-i problema? Cum vreți să le faci? Păi dacă nu-i complet, îți poate amână că nu omul e mai bine la mână. Și gata, nici omul ăsta degeaba nu spune acolo. Ce spune? Păi dumneavoastră, e hotărârea asta, da? Dumneavoastră a spus
domnule, eu n-am nimic. A spus aici. Deci anexa la hotărâri, puncte, puncte. Păi eu asta discut aici? Ce stabilim acum noi? Ne batem cap în cap 13 lei, 12 lei? Păi propunem, am propus să astea sume. În hârtie, în anex, în proiectul de hotărâre, ați scris? Păi, ați scris? Nu am scris, fiindcă acum le-am propus și dacă se aprobă, Domnul, înțelegeți de ce vorbim. Eu când am venit cu un proiect de hotărâre, l-am scris toți cu expuneri fundamentale. Nu vă place? Refuzați. Păi cum adică punem puncte, puncte și ne stabilim aici în 5 minute? Dar cu cine, dar cine cu dumneavoastră stabilim Consiliul? Domnul. De ce vă mai întreb o dată că raportul de specialitate e pentru stabilirea taxa este stabilită? Până și dumneavoastră vă că scris acolo niște sume. Ați scris unele deja 200, 400, 800. Am propus eu, domnule, în comisie. Păi și eu am propus ca... Dumneavoastră, comisia, că nu scrie. Comisia dumneavoastră economică. Citiți raportul comisiei economice, pentru că eu în față aici așa am raportul comisiei. Citiți raportul la toate trei comisii. Se avizează la favorabil proiectul de hotărâre menționat cu 5 pentru și domnul Dogariu este asta e la comisia noastră, la comisia economică, pentru că aia face banii comune. Citiți raportul. Da, dumneavoastră, 200, 400, 800, la astea raport, au fost... La raportul comisiei economice, vă rog să-l citiți. România, poate mi-am dat registrat. Citiți, doamnă secretară, raportul comisiei economice, că scrie în hotărâri. Și la ce scrie în hotărâre, asta scrie așa, privind raportul comisiei economice, la toate trei comisii, citiți, faceți treaba. Dar este discutat în comisii proiectul ăsta, nu? Da, da. Și cum ați zis că l-o dat cu sume? Nu, hotărârea de la Dofteana, după care a propus-o domnul Vice, a citit-o astăzi, acum 20 minute a vorbit cu el, la 2:20 a venit cu ea la mine. Lăsați libere ca să poată să stabilească ședință. Și a zis că face propunere în cadrul ședinței. Pentru că sumele care le-am propus acolo erau ca să plătească până la 1 februarie și din cauza asta... Păi, stabile sume... Nu se poate, că anual. Păi să vină pe Comisia Economică, pe ce o propus și ei. Care e raportul pentru Comisia Economică? Vedeți care e cifrele din ce-o prezentate mie. Are raportul dat acum la reședinat pentru făterea asta, și dat astea și... Deci acolo erau taxele propuse de la Dofteana, erau 200, 400, 500, 600 propuse și 200, 400, 600. Noi s-ați propus la comisia asta 200, 400, 800. Acum trebuie să stabilim care o să fie suma, cuantumul sumei până la urmă care va fi... A apărut două variante. Ceea ce care i-a dăduit inițial 200, 400, 600, aici s-a propus 200, 400, 800. Sumele care le-ai prezentat tu mai înainte la comisia economică. Supunem la vot, haideți să stabilim, vă rog frumos, sumele atunci, să stabilim sumele, cuantumul sumelor care trebuie să plătite în funcție de tonajul mașinilor. Deci pentru autovehicule cu masă totală maximă autorizată între 7,5 și 16 tone, pe an și pe lună. Care este propunerea? Nimic. Deci aici e Mie nu mi se pare corect să stabilim acum o taxă anuală la jumătatea anului. Asta sigur, legea e permisivă, permite. Dar pe de altă parte, întrebarea mea, nu a plătit nimeni taxa anuală până acum. Dar dacă ar fi plătit-o, ce facem? Omului care a plătit-o? Îi spunem, mai vină cu niște bani, că noi am schimbat taxa între timp? E corect? Păi atunci punem indicatoare pe... Deci noi discutăm de taxe și gata. Și amenzi. Umedicii 3,5, ce de vreo 3,5 toate? Trebuie să facem ceva, că asfaltul ăsta ne-a chinuit de 30 de ani. Ce 30 de ani? Păi mult. Am eu 50 de ani acuși așa. Ne chinuim să avem asfaltul la poartă și numai nu... Îl stricăm. Păi am înțeles că suportabilitatea lui pentru 3,5 toate. Și atunci ce facem? Citiți, doamnă secretară, rapoartele la celelalte două comisii să vedem avizul lor. Vă rog tare mult. Președinții comisii, vă rog, rapoartele. Noi astăzi am zis că discutăm în... Să avizează favorabil. Aici, întrebăm. Am zis că la nivelul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Cultură, să zis că se va stabili cuantumul sumelor. Și la fel am zis. În ședința de consiliu. De asta nu ne-am trecut.
sumele. Păi și... Așa, asta a fost și ideea, să nu ne trecem, ca să stăm din ideea. De asta, la ce se trece? Dacă ne am fost... Ziceam, dar Iulie, la ce concluzie ai ajuns? Tu de la tine puteai să stai bine. Păi atunci, eu nu mai înțeleg. Ne jucăm de la Consiliul Local. Ați inițiat un proiect. Da, domnule. Treceți în proiectul ăla toate datele la, care le-ați considerat necesare. O să vă trec în ședința viitoare, spune-mi exact, să vedem atunci. Bun, propun atunci amânarea acestui proiect de hotărâre pentru luna viitoare. Nu propuneți nimic, dumneavoastră, dar numai dacă... Eu, ca și președinte de domnul președinte de ședință, ori proiectul se respinge, ori inițiatorul și-l retrage. Haideți să... Nu mai faceți dumneavoastră regula după cum vreți dumneavoastră, după lege să o facem. Retrageți proiectul sau îl respingem. Așa. Deci inițiatorul are dreptul. Spuneți, doamna secretară. Eu ce să zic? Și-a legat păi spuneți, doamna. Că văd că președintele de ședință face cum vrea el. Eu fac cum vreau. Eu, secretar, am știință ce fac. Faceți după lege, nu faceți cum vreți. Mă rog de dumneavoastră. Nu știu ce ar fi comuna asta fără dumneavoastră. În special, dumneavoastră sunteți... Domnul primar, proiect de hotărâre ultimul, 4. Da, modificarea, completarea HCL-ului numărul 4. Lasă HCL-ul proiectul. Nu mai e, da. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării zilelor comunale, culturale ale Comunii Iasău, 2-3 septembrie 2007. Propune să aprobă organizarea și desfășurarea zilelor culturale ale Comunii Iasău în perioada 2. Da, cine? Domn Vice, poftiți. Hai. Da, tot. Propune să aprobă organizarea și desfășurarea zilelor culturale ale Comunii Iasău în perioada 2-3 septembrie 2017, conform programului de asociere prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta. Evenimentul se va desfășura în zona Dialosului, sat Iasău. Se aprobă cheltuielile ocazionale cu organizarea zilei culturale a Comunei Iasău Bacău în sumă de 55.000 lei, care se vor suporta din bugetul local aprobat pentru anul 2017, de la capitolul 67020-1330, cultură, recreere, religie, alte bunuri, servicii pentru trezire și funcționare. Primarul Comunei Iasău va contacta serviciile de organizare a manifestării culturale artistice în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice și va dispune orice alte măsuri administrative necesare pentru organizarea evenimentului. Aici avem un program. Noi am luat legătura cu o firmă de organizare, organizare evenimente din astea, așa. Ei ne-au propus niște un program cu artiști. Spectacolul se va ține pe durata a două zile. Cum îi zice la firmă? Drug? Ăsta... Drug... Da. Drug. Așa, expunere de motive. Drug construcție. La proiectul de hotărâre privind aprobarea desfășurării zilelor culturale ale Comunii Iasău în perioada 2-3 septembrie 2017. Este necesar ca locuitorii Comunii Iasău să beneficieze de o zi de sărbătoare locală, prilej de socializare și relaționare într-un mediu relaxat, cu bună dispoziție și veselie dispunând de toate condițiile. Ziua Comunei dobândește prin statutul ei farme cu unei zile de sărbătoare a întregii comune, organizarea și acțiunile care se vor derula. Cu această ocazie sunt printre principalele priorități ale administrației publice locale. Se impune organizarea unei asemenea manifestări solemne și de înaltă ținută morală și spirituală, astfel încât aceasta să fie prilej de întâlnire între locuitorii satelor noastre și revederea a locurilor și oamenilor care le-au îndrumat pașii în viață pentru fiii satului. Ziua Comunei Iasău este sărbătorită în data de 16 decembrie, dar dat fiind faptul că în perioada de iarnă este mult mai dificil a se organiza o întâlnire a cetățenilor într-un mediu relaxant, propunem ca această întâlnire să fie sărbătorită în data de 2-3 septembrie 2017. Față de cele arătate mai sus, spun spre dezbatere și aprobare proiectului de hotărâre. Noi am, la un moment dat, mi-a pus cineva o întrebare că de unde am structurat noi, sau... S-a ajuns la suma. Da, s-a ajuns la suma de 55.000 de lei. Deci firma asta se organizează, cum să zic, organizează în totalitate. Deci noi nu plătim noi artiști, nu plătim. Ei vin cu scenă, cu artiști, cu protocol, cu tot, organizează evenimentul. De asta s-a ajuns la suma asta. Să propuneți pe...
aprobare. Și-o trimis un deviz, ceva? Păi nu trimis, că încă n-am... Noi n-avem, n-avem aprobat, ca omul să facă un deviz și asta trebuie să... O să treacă proiectul. Ca o factură pro formă. Da, avem un memor justificativ aici. L-ați văzut. Care e specific? Da. Vreți să... Nu, suma n-am pus-o. Păi nu, deci se mai poate modifica. Noi trebuie să ne încălăm în barii unui sau scăpând în prețul ăsta, ar putea să facă el programul ăsta. Ei. Și el a propus aici. Deci ziua 1, pe 2 septembrie. În intervalul 11-13, atelier de lucru cu copiii pe tema școala culturală la școala gimnazială său. 13-14, slujba la momentul erorilor în centru comunei. 15-18, concurs de canto popular în cadrul Festivalului Comun al Munților, Cununa Munților, ediția a doua. Și 18-23, spectacol artistic susținut de artiști consacrați și ansambluri folclorice. Și artiștii avem mai ce mai jos, fi citești pe ăștia. Pe 3 septembrie, în intervalul 15-18, spectacol de dansuri populare, 8 formații. 18-23, spectacol artistic susținut de artiștii consacrați și ansambluri folclorice. Și aici, provincialii, Laura Haideu, Angelica Frutor, Andreea Chisăriță, Diana Sârbu Lorena, Călin Brăteanu, Nicu Mâță, Alexandru Brădățan, Mihaela Iordache, Sabina Jicon, ansamblu folcloric la noi, ansamblu folcloric Gospodării de pe Valea Săului, ansamblu folcloric Cununa Munților. Aștia ar fi dansatorii și interprenți care îi înveselesc, dacă acceptăm. Discuții, vă rog frumos, pe seama acestui proiect de hotărâre. Și suma asta va fi suportată doar de bugetul local? Da. Sau există și alte surse de finanțare? Alte surse? Dacă vă oferiți. Da. Sponsor sau? Păi asta mă gândesc. Trebuie căutat și... Bine, la rândul nostru noi... Formul finanțare poate fi din cât prin sponsoriză. Da. La rândul nostru noi o să-i încasăm pe ăștia care vin cu tararele, care să fie... Asta zic, mă gândesc, o să fie societăți care o să vină cu mici, pere și... Absolut, absolut, da. Și o să fie... O să fie un venit la bugetul local. Nu putem să-l... presupunem acum când o să încasăm ca să... Să trebuia să stabilim după aia șudații pentru... Facem așa, cum a fost anul trebuie, vedem cam cât. Da. Când de accesibil este drumul ăsta? Nu este ocazia asta să va face și acel drum care e cel necesar. Că înțeles că totuși nu este drum accesibil la moment. Că dar faci. Drumul face asociația. Are un proiect. Asociația asta a crescătorilor animale care trebuie să facă drumul până sus la și noi și condiții de energie electrică pentru tot ce curent de la școala său. Sau generatoare. Sau generatoare. Cine a cerut aprobare pentru terenul ăla? La biserică. La biserică trebuie cerut. Nu. Retrage hotărâre și în ideea în care prima zi este și acest concurs de canto Cununa Munților care a fost organizat în mod distinct. Și dacă ne amintim, am crezut că a mai fost organizat distinct pe dealul copii. Nu ne trezim cumva cu solicitare din partea celor care organizează... Nu, noi am fost acolo, am ajuns și am fost la masă. Cu cerință de... Pentru organizare. De treaba lor. Pentru organizarea evenimentului pe dealul copii. Nu, noi am contactat, i-am adus la masă pe toți și am stat de vorbă. Doamna Camelia Roșu a propus și a venit cu domnul ăla. Au venit și, da, și de la... Au venit și de Oana Militară, au venit și de Elie Cerudar, au zis că sunt de acord să nu se mai facă. Era și normal. E o singură zi, pentru întreaga comună. Dacă vor să facă pe banii lor, nu e nicio problemă. Poate să facă... Nu, eu altceva vreau să pun problema altfel. Deci ăsta este programul care sunt... Sunt de acord cu el, da. În afară, el o să fie cheltuielile de întreținere, de execuție a drumului, că le face Asociația Crescătorilor de Animale. Spuneți că sunt zilele culturale ale Comunei Asău, Cununa Munților. Este a Comunei Asău ansamblul ăsta? Nu, o să participe, acum ei nu ne interesează pe noi, o să participe pe deci, invitați. Nu-i plătim noi, îi plătește firma care îl organizează. Avem aici spectacol de dansuri populare, 8 formații. Da.
Sunt și formații de din cadrul comunei ASEU? Nu mă interesează mine, da, nu. Sunt. Sunt, dar nu mă interesează. Dacă el, mi-a zis așa, de ce să mă mai complic eu, ca viceprimar sau primar? Nu, dar domnielul treabă, dacă și ei sunt, inclusiv... Deci eu știu unde vreau să fiu domnielul. Deci sunt culturale ale ASEU-ului, nici a Comăneștiului, nici a Agașului, nici a organizațiunii. Dar la zile Comăneștiului sunt numai artiști din Comănești? Dar bineînțeles și, sau câți sunt din Comănești? A cântat Scripcarul? Da. Le acordăm un spațiu și informații și din... Păi omule, ei se organizează. Băgații, măi omule, așa, omule, se organizează. Că aici sunt la masă toți. Chiar dacă acel... Gospodare de bubalea să... Nu-mi încadrează mai mult. În moment, dacă veniți să discute, domnule, dar pentru noi, că știți că și noi avem niște cheltuieli. Nu ne interesează pe noi ce cheltuieli avem. Noi am contractat firma asta sau dacă o să o contractăm. Așa. Matale răspuns de tot, ca organizator. De muzică, de lumini, de scenă, de aia, de aia, de aia. Pe noi nu ne interesează. Eu atât spun la... Eu am citit aici clar. Anexăm lista participanților la acest eveniment. Ce scrie? Ca la noi. Ca la noi. Da, domnule. Gospodare de pe Valea Săului și Cununa Munților. Da. Ăștia sunt invitații care sunt. Dar nu noi invităm. Aduși de organizator. Că... Așa. O să trebuiască să ne aduceți hârtii, hotărârii de consiliu pe care delegați activitatea asta să o facă altcineva. Păi să facem un contract cu EPSIA. Nu aduceți hotărâri de consiliu, pentru că terenul pe care țineți asta este... Dacă mai aducem hotărâri de consiliu, așa, mai avem 2 luni de zile. Dar care e problema? Păi nu nicio problemă, dar noi trebuie să pornim de undeva, artiștii ăsta trebuie contactați dinainte. Contractați, domnule, cu hotărârea... Pe ce bază îi contractăm, domnule? Dacă vreți toți să puneți bețe în roate și să facem nimic... Stai un pic, să vedem ce are de spus. Terminați-vă ideea asta. Aveți acordul bisericii pentru terenul ăla? Ținem, domnule. Domnule, noi aprobăm o hotărâre. Domnule, cum să mă duc la biserică să cer acordul bisericii, că dacă dumneavoastră vă puneți numai contra? Cum să mă duc să contactez artiști dacă eu n-am trecut proiectul de hotărâri? Nu, domnule. Cum să mă duc să contactez firma asta organizatoare de evenimente dacă eu nu trece proiectul de hotărâri? Nu înțelegeți ce vă întreb eu. Dacă nu facem teren de spurci. Dar nu mai facem, domnule, dacă nu, dacă tot nu contra la orice, la orice. Adică la ce mă pun contra? Păi văd că nu, domnule, discutăm. Eu vă întreb, ați contra? Dar am venit cu proiectul de hotărâri. Sunteți de acord să organizăm pe 2-3 septembrie evenimentul ăsta? Sunteți de acord sau nu? De aici se pornește. De ce pornim? V-a spus cineva că nu este de acord cu proiectul ăsta? Păi, tu căutați... Păi nu că au domn de nu dăm pavă. Eu vă întreb. Ca să pot să știu ce hotărâri. Păi și eu vă întreb. Nu aveți vrea să sunteți de acord. Este terenul primăriei. Pe terenul pe care organizați această... Domnul Bobic, dar în clipa în care noi am dat o hotărâre din Consiliul Local, așa cum a fost dată, pentru a participa la licitații, la achiziția complexului, aveam cumva vreo hârtie că o să intrăm la încredințare direct cu cei care vindeau ăsta? Știam că o să ne dea? Sau că o să vrea să discute cu noi? Încredințare directă niciodată nu o să fie încredințare directă. Da, dumne, numai la firma dumitare când ți-am transmis drepturile la cabinetul individual, am știut exact că trebuie să aveți firmă. Și vă rog să mă lăsați să-mi spun punctul de vedere, nu mă mai întreb. Spuneți, dar spuneți... Că eu întreb omul, întreb inițiatorul, nu pe dumneavoastră. Dar nu vă interesează dumneavoastră să le spuneți... Mă interesează, pentru că sunt puncte foarte, foarte nevralgice. Ăsta nu este... Stabilim zilele culturale a Comunei ASEU și noi am hotărât în discuții din comisii câți bani alocăm pentru renovarea bisericii. Am spus așa noi... Consilierii ăștia, dom'le, facem o hotărâre și alocăm toți banii bisericii ăștia în centrul comunii să o rezolvăm. Nu s-a rezolvat, s-a dat, nu-i problemă sănătate. Dar acum lumea zice așa, dom'le, vă puneți pe chefuri și pe baluri, pe terenul bisericii și la biserică câți bani ați alocat? Așa se pune problema, nu cum vreți dumneavoastră. Dar an de an s-a făcut și acum spuneți că ne punem pe baluri. Nu uitați că nu suntem... Eu vă spun ce spune lumea, pentru că eu sunt de acord să facem zilele culturale. Problema este să fie foarte limpede și clar toate treburile astea. Că nu suma de 50... Dați-ne și nouă o listă cu persoane care au făcut o reclamație pe treaba asta. Nu, domnule, știți care e treaba? Efectiv, dacă s-o împărți banii de la culte,
Nu e o problemă. În luna iulie se poate rectifica bugetul, că vine răspunsul la Ministerul Dezvoltării și din 8 obiective o să primim poate unul sau două. Și ce a fost alocat acolo de galea? Dar nu știu nici pe noi. Să stăm în cabină. Ca să vedem. Nu vedem nimic. Noi am zis de la biserica de aici. Domnul Nicu, din vreo frumos, lăsați-mă să te... Vă întreb pe dumneavoastră, ca inițiator, și în calitate de viceprimar, ați purtat discuții cu biserica în ceea ce privește terenul pe care vrem să organizăm zilele culturale? Cum se poartă discuții dacă eu nu știu dacă se organizează sau nu? Domnule, nu punem căruța în fața boilor, ci naiba. Domnule, în momentul în care vă hotărâți să faceți o hotărâre... În momentul în care o să aprobați, atunci o să pornesc. Nu găsesc acolo loc, mă duc pe stadion. Mă duc pe asta. Dar dacă eu nu am și nu vreau să organizeze, la ce să mă duc să discut? Cu cine să discut? Pentru ce să discut? Sunteți inițiatori. Păi sunt inițiatori, dar așa timp că nu trece. Vreau frumos să încheiem discuția asta. Dar mă lăsați să argumentez ce am sau fac scrit acasă. Nu mai argumentați. Nu supuneți, domnul primar, că n-am terminat. Deci nu supuneți, dacă vreți, dacă... mă prindă iarna aici. Nu, vă prinde dacă e nevoie. Articolul 1, alineatul 2, evenimentul se va desfășura în zona dealul Soi, satul Aseu. A scris în... Deci asta este hotărârii, domnule, așa pleacă de aici aprobată. Deci obligatoriu acolo se desfășoară. Acolo se desfășoară. Păi și eu vă mai întreb o dată, în prealabil, ați discutat cu biserica pentru terenul ăsta. Vi s-a zis că nu o să discute, supunem la vot. Gata, dacă nu aveți altceva de discutat decât treaba asta, nu aveți alte amendamente. Cade, nu cade. Supunem la vot. Cine este pentru organizarea zilelor? Cert e că așa trebuie. Comunea Său, în data de 2-3 septembrie. Cu păi suma... dacă trebuie așa, domnul primar, pentru cine dăm după dege? Cu cuantul ne dăm după dege. Gata. Da, de exemplu, discuții particulare, am avut cu părintele Paraschiv, împreună. Adică, credeți dumneavoastră că eu vin aici ca să mă opun la proiectul ăsta? Păi eu vă întreb de ce, domnule, dacă ați discutat sau nu. Și eu mă întreb de ce vă opun. Păi cine s-o opun? Verbal, ai discutat. N-ai acceptul scris. Ai discutat, n-ai discutat. Așa. Deci răspunde așa și gata. Păi și atunci am condițiile în care hotărârea asta este aprobată cu aliniatul 2. Și parohia nu vă dă voie să faceți acolo. Ce faceți? Aduceți altă hotărâre. Nu mai faceți. Nu le mai dăm voie. Păi obligatoriu hotărârea în principiu. Hai să modificăm. Aprobăm ziua. Și că se facă, păi, am plasat o de desfășurare, se va vedea ulterior. Și nu putea să spuneți la șase, să nu mai întindeți un sfert. Nu putea să spuneți la șase. Nu putea să spuneți la șase. Ședinții de ședințe, mă lăsați să vorbesc 5 ceasuri, dacă vreau să documentez ceva. Unde scrie treaba asta? Treaba mea unde scrie. Citiți legi dacă. Treaba dumneavoastră este la primărie la Moinești. Da, domnul secretar, da. Însemnați, acolo locul se... Deci, locul va fi stabilit. Bă, eu propun, să reglementeze locul. Propun ca la alineatul 2 să se reglementeze ulterior locul de desfășurare. Apropo, să înainte, domnul vice. Și aprobați amendamentul ăsta, dacă e ședință de Consiliu Local. Dacă nu faceți ce vreți, în calitate de președinte de ședință. Cine este pentru desfășurarea... Zilelor. Zilelor culturale ale Comunei Aseu în data de 2-3 septembrie într-o locație ce va fi stabilită ulterior cu plata unui quantum de maxim 55.000 de lei din bugetul specificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci aliniatul 2 nu spune cu valoare, domnule. Aliniatul 2 la articol, nu așa l-am nu așa l-am votat, ați votat. Luați-le, domnule, și duceți-mă și lăsați cum faci. Ați votat. Faceți ședeți cu ședința dumneavoastră. Fă-te după ce vrei dumneavoastră la discreția. Puteți să vă retrageți de tot din toată viața. Închide-o, domnul Șar, că e fric. Nu mai pune și mătă. Domnule, dacă am votat, dar ce să pun? Am votat. De unde sunt toate? Dacă o să fie împotrivă, să o să fie împotrivă. Am și mătă, dacă nu. Da, am votat. Am votat. Da, am înțeles. Hai să mai discutăm ceva. Domnule, uite, hai din prima... Hai să vreau să... De acord, dar și mătă. Aș gata, uite așa, bătă. Trebuie să duc un amendament. Vine cu liniștire. Ce privește, ca să ne repetăm. Nu eu am împărțit banii, am asistat la comisii. Și până la urmă s-o ajuns la concluzia să dea și la biserica pe vei care în construcție 20.000 de lei, 10.000 de lei la mănăstire, pentru că maicile nu au slujbi să vină fiecare, să treacă din casă în casă.
Iar în iulie, la rectificarea de buget, deci înainte de a ține zilele cumpărarea de comune a său pe unii soține, pe teren sau pe terenul de sport, așa, până atunci vine și răspunsul pentru cele obiective date la PNDL, că sunt șanse să prindem unul sau două și din banii aia care s-au pus pentru cofinanțare acolo, o să rectificăm dacă Consiliul Local o să fie de acord. Că văd că până acum unii zicea ce biserică, ce biserică. Acum e mare dragoste de reparație a bisericii. Da. Ei, și este foarte bine că mergem toți cu stângul pe tobă. Ținem ritmul. Și o să umblăm acolo și o să rectificăm în iulie la buget și o să ajutăm și biserica care plouă în ea. Ceilalți s-au mai făcut, mai noi. Da, era chestia de prea de excepțional pentru biserica de la Asa și ideea a fost de acord să dăm toți banii. Nu poți, nu poți să dai, îți dau biserici în cont. Trebuie să înțeleagă și câteodată că sunt cazuri excepționale. Nu, dar e bine, foarte bine. Niciodată nu s-a făcut ca banii să dea la una singură. S-au dat mai mulți, la una mai mulți. Și ce e pe stilul vechi? Sunt tot în credință ortodoxă, sunt tot în comuna noastră, particip tot în comuna noastră la educație. Domnule Codin, dacă nu s-au înțelege preoții noi, cum să ne era bine să fi discutat cu toți. Aici eu deranjat. Cu care toți? Păi că ne-am chemat de ce nu vei consilieri, mă. Consilieri. Nu, dar e foarte bine și așa, nu se pune greu. Dacă s-o ajută... Doamne, eu zic altceva. Atunci venim cu... Venim cu rectificare și mergem pe... Niciun consilier nu o să lucrează în partea. Atunci la ce au mai făcut? La ce au mai făcut domnul Vărut? Comisie pentru... Nu, domnule, eu zic altceva. Noi trebuie să umblăm la... Comisia era cea care da. Da. Asta e o treabă când îți lucrări mari de investiții, nu știu ce. A fost pofta cuiva, pentru că și eu, când nu era această comisie și se împărțeau bani, veneam cu o hârtiuță aici și spuneam frumos. Ce părere ai? Cam așa, cam așa, ghiță Nistor Dumnezeu să-l odihnească, zice, băi nene, dar stai, vrei, dar numai atâta la păltinești, în fundul asăului, cu puține gospodării care susțin biserica. Și atunci se mai lua de aici conținut. Deci toate trecea prin Consiliu, chiar dacă legea nu spune să treacă prin Consiliu. Dar treceau, că nimeni nu-i nebun din capul. Trebuie o leacă din bună voință și din liniște. Da, am înțeles. Sunt în calitate de invitat. Știu, și dăm voie să nu mai tac. Vorbim sincer. Așa. Bun. Discutăm deja în afara proiectelor de hotărâri. Discutăm la diverse întrebări. Mai este ceva legat. Când am ajuns la capitolul diverse. Se mai discută în ziua. Mai aveți ceva discuții la diverse, domnul Țuțu? Aveți discuții la diverse? La diverse? Da. Drumul pe afară său, acolo la izvor, e praf. Da, am fost azi, am raportat, îți trimisă la Bacă, la Comitetul Județean pentru situații de urgență, cu poze, cu tot. Ei nu, și acolo și după la... ei nu le dă bani nici peste 5 ani, nici nu mai da. Facem drumuri. În comun nu se mai face nimic. Cel puțin... Doamne, stai așa, nu spun nimic, nu se mai face nimic. Nu. După ISO, nu se face nimic în comun. Dacă suntem după ISO, nu se face nimic în comun și după APE. Păi dar puțin... ei trebuie cei care vin și constată, că noi nu putem... Dar au constatat de 10 ori. Mai vin de 10 ori și constată, mai trece 2-3 ani de zile și noi nu facem nimic. Nu trece, domnule. Cel puțin trebuie... Am făcut și pe scaune și din toate poziții și azi au plecat toate. Domnule, cel puțin trebuie împins balastul celălalt, niște bolovan pus, să mutăm apa de acolo, să nu mai vii apa, să mai rupă din care mai este, că iar nu mai rupt. Da, dar asta nu trebuie cu acceptul lor? Și nu trebuie acceptul nimic, ca să facem acolo. Trebuie aprobare. Domnul Cristi Lascăr mi-a zis că nu se mișcă nicio... Măcar o discuție telefonică și cât de cât. Făcut și proiect ca să prindem, spune și bolovan ca să nu mai rupă din drum. Știu, domnule, nu știu, dar proiecte după astea. Nu mai facem nimic. Și propuneți cum se face? Cum îți dorem? Și cum îți dorem? De unde luăm bani? Acum, pentru a face treaba fiecare... În zona respectivă? Dar trebuie să putem împins că s-au făcut și poze și eu, dacă mâine e acolo apele Rondon Vamanu, dacă nu unii sunt acolo, cu adresa asta la altă mână, poate nu a ajuns. Cu poze și cu adresa rămâne. O dată spus că vine și face gabioane în 2018-2020. Suntem până în 2020. Dar acum e calamitate. Iar e calamitate. Drumul pe scaun e rupt. Dar să vină și drumul pe scaun, cine îl face? Că acolo muchea apii, malul apii e întabulat. Nu trebuie să vină ei. De asta trebuie să mergem împreună. Acolo pe scaun vine după aia, fuge la vale toată și drumul acolo nu o să fie niciodată. Când nu trebuie...
Gândiți-vă ceva acolo. Proiect și gândit. Păi dar noi ce am făcut azi? I-am anunțat și mâine, dacă stai acolo, ne ducem la Bacău. Dacă nu, luni dimineața, mâine stabilim pe luni. Și nu plec de acolo până se rezolvă. Banii la biserică. Eu nu pot să bag banii. N-am pus mai apă de lucrare când terenul e în tabula la ei. Sunt niște... Adică dincolo am stat de nebun cu bolovane în drum. Un an de zile. Tot acum, știu, dar săptămâni. Fierul, da, domnule, păi fierul când să-l bați, stai. Am luat la informa dacă mai vine o dată apa, e gata, s-o dus drumul de tot. Știu. Am luat tax de problema dumneavoastră. S-a făcut drumul la deal. Ce faci? S-a spălat. Unde-i vala asta care l-a spus? S-a spălat tot. A, când s-a făcut, de, când ați făcut acum 2 ani, 3 ani, tot așa au zis, că s-a făcut drumul, unde-i vala asta? Da, Nedorel, dar atunci s-au îndepărtat 600 de toni. Unii și balastruiști, acolo s-au dușat ceva. S-au mutat, Nedorel, s-au mutat 2 km încolo. Când a venit directorul ăla, n-a regăsit nicio roabă de pământ mutat pe marginea drumului. Te rog frumos. Ați văzut că vine apa, nu mai rămâne nimic. Ai, Nedorel, e vorba de 30 de camioane de pământ. Acela făcea un baraj cu el. Cât balastru ai pus acum pe său? Bă, vreo... 8 camioane, 6 camioane. Da, unde? Colo, colo, colo. Da. Colo. Și mai este ceva? L-o răcăi din nu mai este nimic. L-o răcăi din nou. Dar știu, dar eu nu știu. Dar asta e altă treabă. Iar intrăm în polemici. Vă rog frumos, mai ales. Banii la biserici. Cum s-au dat? Și asta? Da, s-au repartizat. Stai jos. Comisia. De ce? Poți să explicăm după. Nu după, dar s-a discutat una și s-a făcut alta. Păi ce s-a discutat? Că se dă 600 de milioane la său la biserică? Nu, nu, a zis comisia stabilește. Și comisia o stabilește. Care comisie? Comisia care o... Marian Orș își bagă demisia din comisie, nu mai e, el nu mai ar trebui să facă. Și cine, adevărat, a fost în comisie și își bagă de acum, de deja sunt hotărâri. Doamne, nu e problema, eu le-i rectificarea de buget. Dacă nu e rectificarea, că mă repet, din cele 8 obiective care sunt la PNDL, o să vii unul sau două, că așa se întrevede. Și acolo am pus niște sume pentru cofinanțare. Și cu bunăvoința dumneavoastră și cu toți, rectificăm bugetul, luăm de acolo și completăm. Trebuie să lucrează acum și nevoie de bani acolo. Dar domnule, s-o dat, nu așa au zis comisie. Cât așa l-am zis? Acum au 35, cu 5 în trimestru 4, dar la 2 în 3. Adică și nu știu, la iubilitate, noi în Consiliu atunci cam așa au rămas. Dar e bine cum ați făcut. Cum au rămas? O rămas că suntem bani, dar... Nu am propus, domnule, hai să hotărâm și tot a sărit. Comisia și-a luat, comisia și-a luat... Mâna de pe... Dar comisia a zis că nu-ți mai... Începând cu mare, că nu-ți gata, bine... Păi, dar e un regulament, nu poți să... Nu, dar e bine cum a spus, bine cum a spus. Trebuia să anulăm... Am hotărât atunci, că scoatem o hotărâre de Consiliul Local. Da, cum? În care tot noi modificăm, nu altcineva. Am stabilit așa sau am stabilit? Așa am spus. Ce s-a virat, bani? Unde? Ba s-a virat 30. Da, da. Mari, e bine, facem la rectificare, da. Ce să mai facem? Bun, mai aveți altceva de discutat? Vă rog la dumneavoastră. Domnul Puiu. Da, da. Atunci. Da, da, domnul. Vă rog. La ședința anterioară din Consiliu s-a ridicat la probleme diverse, o listă cu vreo 7 probleme care trebuiau astăzi să ne se prezinte. Da, e aici. Așteptăm. E aici, tema comunii. Uitați o adresă de la prefectură care să o citiți dumneavoastră, ce spune sistemul comun. Și mă ia ce aici ceva, parcă. Deci, de vreodată la adresa noastră, înregistrată la instituția prefecturii, precizăm că potrivit prevederilor 3 HG25/2003, în stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosirea sistemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor. Asta e adresa care am făcut. În fiecare județ se va constitui, prin ordin al prefectului, o comisie formată de 35 membri, specialiști în istorie, arhivistică și etnografie, iar secretarul comisiei județene se asigură prin grija secretarului general al județului. Așa. Astfel, având în vedere prevederile legale menționate anterior, vă aducem rugămintea să vă adresați secretarului Comisiei Județene de Heraldică, respectiv secretarul general al județului Bacău, cu problema. Deci... Da, deci asta e ce am făcut noi. Uitați, Olea, asta e ce am făcut noi prima. Da, Olea, că ne luați da, e. Da, asta așa, alta. Acum, ne-am adresat Comisiei Județene pentru Heraldică. Poftiți. N-a venit răspunsul, probabil nu. Ba da, este răspunsul. Sunt plecat postit în răspunsul. După aceea am făcut alta, deși eu trebuie... Stați, Brioleacului, lasă-mă.
Deja au trecut 13 luni, scrie acolo, scrim noi, și nu ne veni și avem un răspuns. Unii spun că nu sunt bani să se plătească comisia de heraldică de, de pe lângă prefectură. S-a scris-o acum. Deschide ușa. Stați că chem pe domn Cristi. Aici era. Stați că chem până una alta. Până trecem la ea, numărul 2, nu? Da. Situația complexului comercial. Care-i treaba? Și ce doriți de la complexul comercial? În afară de faptul că s-o cumpăra caietul de sarcini, altceva? Vă știți care e stadiul? Da, s-o cumpăra caietul de sarcini și am înaintat o ofertă cu suma care avem noi prezis. Bugetat. Ați văzut-o? Dacă aveți ceva... Cu suma? Da, suma bugetată. Avem bugetată. Așa dacă vin. Cu suma. Păi dai suma care... Cât e dimensiunea? Da. Masă. Care cum? Dacă dai și suma. Dacă ai pus și suma, te cam eluzi. E mine? Tu, te cam eluzi singur. Noi suntem în Moldova. Da, erai doctor. Care este stadiul discuțiilor cu proiectul ăsta? Nu era altceva. Stai, ați luat căi de urmează, stăm la pătitură, un fel de raportare. Stăm la pătitură, când e mai ieftin, asta e. Așa, altă. Punctul 3. Alo, prezentarea procesului verbal de constatare. Te rog, Adă, în hârtie aia, ce ți-a răspuns Comisia de Heraldică de pe lângă prefectură? Unii scrie acolo că nu au bani să-i plătească, că eu nu găsesc ce mi-ai dat matale. Eu vin în coace, poate le vezi mata unii milii, dacă eu pe aici. Hai în sala de ședință, te rog frumos. Bine, pa. Punctul 3. Prezentarea procesului verbal de constatare SGA Bacău după control de sistem în comuna Sonda 26-4. Da, este și ăsta. Procesul verbal ăsta-i. Cu apa turcului, cu trasul pe... Bănuiesc că ăsta-i. Coptiți. Hai, ăla mă. Mai avem, am tras la Xerox. Așa. N-ai tras? Dar putem o muță acum și avem serosul la ușă. Nu, dar nu l-ai văzut? Da, ați văzut, dar ai văzut. Ia vezi, domnul Cristi. Nu să le hiu, domnul Cristi. Nu uite le-a stai jos. Ia uite, mata alin, el e... E vorba alt punct de prezență, așa, extras de trezorerie la unul... La 31, a, nu, la 1 întâi, 31, 12, a 6 și 31 a 5, putem? Stai așa, stai alea, că uite, tot le ușurez aici, așa cum rămâne, dacă mai rămâne ce rău. Pentru răspunsul de la Comisia de Heraldică, domnul Puiu, către Primăria Comunii Asău, în atenția Constantin Rădulescu, referitor la demersurile privind sistema Comunii Asău. Stimate domnul, prin adresa dumneavoastră numărul 4701 din 18-5-2017, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 7934 din 18-5-2017, ne-a solicitat continuarea demersurilor necesare pentru realizarea dosarului privind sistema Comunii Asău, respectiv convocarea Comisiei Județene pentru realizarea documentației proiectului de sistem. Față de solicitarea dumneavoastră, vă facem cunoscut că în lipsa ordinului prefectului privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor de ședință și a cheltuielor de transport ale membrilor comisiei, aceasta nu își poate desfășura activitatea. Mai mult, secretarul județului care asigură numai secretariatul comisiei a efectuat toate demersurile către instituția prefectului județul Bacău. Cu stimă, secretarul județului Elena Cătălina Zac. Acum, facem la prefectură? De ce nu stabiliți cuantumul indemnizațiilor? Da, ăsta e ce ai înaintat. Nu, ăsta sună muliță. Da. Mai e o problemă cu un bolovan mare acolo la... Hai să răspundem la cele șapte puncte de, anul de luna trecută. Deci procesul verbal de constatare la Sfântul, da? Extras de cont trezorii cu sumă inițial. Situația clubului Asău. Situația clubului Asău. Ne-a venit alaltă o hârtie pe cum că-i scos la licitație. Nu scrie data de când se ține licitația. Și urmă să anunțe, da, de anunță în ziar cum o să ține licitația. Dacă doriți, vă rog să vedeți. Și prețul după mare? Ține? 350.000 de euro.
Ușor negociabil. Aveți, aveți adresă cu asta? Prezentați-mă dacă aveți. Bine, bine. Așa te rog frumos că ai dus de sarcini de la complex. De la complex? Da. Situație... Încetare contractul. Încetare, da. La Ronel nu înceta contractul, că suntem înscriși la masa credală. Și doamna Nuța spune că dacă suntem înscriși la masa credală, noi nu putem rezilia contractul de concesiune. Cine câștigă, o să plătească. Sau dă perioada aia, care a costat moartă treaba, tot a rămas cu debit la noi. Așa. La raportul primarului. Raportul primarului se face la început de an. Întrucât e al doilea, e alt mandat, urmează ca în luna ianuarie, februarie, martie să punem pentru anul acesta. Inscripționarea mașinii poliției locale s-a făcut. Stabilirea datei comune s-a făcut. Înființarea unei echipe de fotbal. Aici ce facem? Rămânem cu toții. Facem un proiect de hotărâre? Da. Și spune și sursa de finanțare. Dar trebuie sursa de finanțare. Trebuie să le dai... Păi fusese, trebuie să plătești arbitrii, nu fusese, trebuie să plătești mașină de deplasare. De fost mai foarte greu. Și facem prin sponsorizări, ne rugăm și de unul și de altul, eu știu, numai să o facem, dacă nu o facem, ce facem? Foarte greu. Și acum, cum conform noilor hotărâri, o avem. Nu avem echipă. Noi avem o asociație. Era asociația Neluțu Chiruș cu băieții care... Aia e privată, nu avem noi treabă. Nu e privată, e a noastră. E a comunea să rău. Păi și atunci cu oamenii, unde stă? Dar este... Am avut dosare. Are și rațează. Are și un SRD. Da, dar și... N-ar fi bine să... Are și cont în bancă. Nu știu, tot așa clau de mazăru. 12 milioane. Păi și să facem. Păi acum și începem. Facem un grup de copii, că am făcut stadion. Nici îndrumător, nici antrenor. Păi noi să fim de acord să facem. Păi ce să formăm asociația, să o reactivăm. Așa, da. Uite așa, e o legătură, pentru că atunci au fost mai mulți cine au știut Chiriluș, tu, Claudiu Mazăru, s-a adunat să-și băduiești. Atunci am discutat odată că erau, au adus dosarele pe masă aici, tot legat de înființare. Și avem înființare. Vulturul în înființare. Păi până unde lungim treaba asta? Avem înființare. Vrem să le facem să funcționeze. Bugetăm și gata. Și tot vorbim de înființare. Ceva acolo. Ar trebui să vină ei să ne spună cam la ce cheltuieli s-a ridicat. Nu, dar asta trebuie să ne întâlnim în afară ședinței. Uite, ne întâlnim în afară într-o săptămână de zile. Rog specială, să dăm unii sactele, cere că trebuie să fie undeva. La fel de... Păi două bibliografe. Nici utilitate, dacă nu-i dai stagiul, două bibliografe. Am înțeles că toate scaunele sunt rupte. Măcar dacă îi dăm utilitate, eu știu, poate să păstrează altfel. Acolo vă spun ce facem. Putem pune frumos și din material de ăsta, Tego, cum este, care e tare. Că s-o cheltuie o sumă de bani pentru utilitatea unui stadion și nu-i dăm utilitate, dacă nu hai să punem cu toate. Două oară când se rup scaunele. Acum, domnul Vici, zici și mata, cu camerele de luat vedere. Da, în transcurentul. În transcurentul urmea să ne monteze două camere de luat vedere. Una la poartă și una trebuie să bată pe urmă. La GPU am un telefon, dacă dăm și suntem, dar numai să facem una, că la nivel comun să ne punem de acord. Da, căutăm unii documente. Domnul Pui, alte probleme? Vă rog, domnul... Amenajat... Și ți-o luat balastul apă. Nu. Păi ți-o păți pe asa. O activitate foarte bună, dar mai trebuie o cupă de balastru. Să mi-o aduc acolo și eu o pui. O mai de nivelă. Mai am eu o problemă. Am zis că l-a luat apa la Vasilică, Dogaru sus. O venit pe rău și o strâns tot balastul ăla. Bolovanul ăla mare din drept. La noi nu. Foarte bun, ceva cu el. De la dea de mine, el s-a pus un brad în el și deja dădea apa peste dic. Bradul ăla a plecat cu cetină cu totul. Pleca greu din el. Cu picamă l-a spart. Dar pe unde intră aia? Pe acolo? Intră pe de la deal. Pe de la deal, pe la te se intre. Pe unde intră? De la Vale de Zir. Nu, pe de la deal. Pe la Potoroacă, pe acolo. Nu, pe la Pietrică, pe de la deal. Pe acolo, pe acolo te se intre și să-l sparge, că nu, acela e periculos. Și drum, mai vezi, vă rug gabioanele din cauza lui. Bun, de la deal. Acum, dar în zilele astea, dar sparge. Neapărat trebuie spart bolovanul acela. O întrebare pentru domnul viceprimar. Ați scos pe apa său, ați stabilit ceva cu suprafețe, ați găsit, ați reperat, ați cu ce? Comisia funciară.
Da. Cu păduri, da. Pentru cetățeni. Da. Comisia funciară din grup. Am fost cu un grup de cetățeni, am... Se poate. Am propus așa. Comisiei județene și direcției silvice UP5, care începe de la școală la Păltiniș, da, și se duce până în, la Preotiețe. În cap acele 2200. Da, 2028 de ieșire. Am trimis la direcția silvică. E bine, am trimis la direcția silvică treaba să ne dea ocolul silvic, părți, harta cu fostele moșii, ghi, carosieti și cred celulat. Am făcut și la domnul subprefect, care e președintele comisiei, să intervină la direcția silvică, că după cum mi-a zis domnul Abduhur, care e consilier acolo, zice, cu direcția silvică chiar faceți corespondență cu jumătate. Păi știți ce am zis eu, dar vă să așteptăm trece, da, trece 10 minute de repunție. Zice, faceți și la noi. Și am zis, vă rog să ne ajutați, intra, interveni la conținerea direcției silvice, după directorului... Directorul silvicului, membru în Comisia Județeană de Retrocedare. Și așteptăm răspunsul și o luăm. Trece data din 31 decembrie și nu din hărți. Ce facem? Nu. Legea să vă dau și de ea. Până la 5 decembrie, depus documente, cine mai solicită. Exact. Nu că e oprit. Te-am dat ajutor, profesor Huluță. Alte probleme, vă rog. Vă rog, domnul Bobic. Aș vrea să-l întreb pe domnul consilier. Dânsul se ocupă de problemele de la biserică. M-au întrebat cetățenii așa. Care este stadiul lucrărilor și cu ce trebuie să ajute Consiliul Local, în speță noi, activitatea asta de reparații la biserică? Și domnul Sănică, vă rog tare mult, dacă vreți, pe scurt, așa, să ne prezentați puțin. Da. Adică, ca un om care lucrează acolo, să știm exact și justificat și documentat exact ceea ce se întâmplă. Pentru că sunt foarte multe speculații și nu mai vreau să discutăm de așa ceva. Închipă-i. 50%, 52% din centru e turnată. Așa. În speță nava mare, deci pe linii dreapte. S-o decopertat, s-o terminat, s-o curățat, s-o curățat, s-o curățat, și ce altceva, așa, cari. Urmai este turnată. A fost vremea care... Da. Și pompa n-a vrut să intre. Păi moare, că nu e asfalt, că nu e betonat, că nu e și... I-am dat dreptate. Și a rămas la bezrăbdare de 200. Dacă am finalizat centura, asta e cel mai mare care să ai. La acoperiș merge mult mai repede. Ne-ar mai trebui 100 de coale, 2 și marea noastră, tot de cupru, că nu ne ajunge, sigur. Era numai pe tură la mare 81, poate au fost 350. Deci două turne, aia mare, mijlocia, aia sunt gata și mai e una mai mică. La fața și după aia rămâne, să modificăm. Și după aia rămâne numai acoperișul propriu zis, nu? Aveți finanțare pentru asta pregătită? Adică vă puteți încadra? Ar fi numai ca și mult. Dar... Schela ne-a costat peste 180 de milioane. Care vedeți? Treceți prin biserică. Și n-aș dărâma o. I-aș face fațada. Ca da, să mai facem alte schele, în alt an, alți bani, altă muncă. O lăsăm tot pe asta și ar mai trebui cu babă, nu? Să-i dea și o fațadă. Și am ieșit cu exterior. Când am demolat, am terminat pe exterior. Păi dar distruge atâta lemn, că l-ați făcut să strângă. Să strângă, dar plus munca, cât e? Este. Domnul, numai o leacă. Ce spune domnul Pădărea? Și mai avem în față de finalizat. Intrarea aia, cât se poate de urâtă? Trebuie stricată. Acolo ne trebuie o câteva bănuți pentru. Am zis așa. Luăm niște țigle, cărămidă de asta, care o ieși ceramică acum, fără să mai fie nevoie de tinci, de vopsele, de alte ceva. Și dăm un zid mai înalt. De acolo plecăm cu termopancul și trebuie cu mă ieșit acum. Rămâne jumătate față de ce vizu spărinte. Jumătate. O facem un cupuleț mai mic. Și dăm și la aceea un acoperiș. Că e ură ceea ce apare acolo. Și am finalizat exteriorul. Interiorul e mult mai complicat și mult mai greu. Dar să ieșim cu exteriorul, că tot e schela făcută. Eu zic că la fost mărete, și cum mă susținuși domnul Nelu Bobică, la rectificarea din iulie, să încercați să va juga și rezolvăm treaba cu sufletul susținii. Și bănuiesc că trebuie mai mult decât dacă, erau banii ăștia toți. Dacă ne prinde sezonul rece cu schela... Și interioarele s-o mai putea și când urmă și cimentul, dar măcar... Mozaicul, inflat. Partea dreaptă, când e în stângul. Și încă un aspect. Încălzirea din biserică care a fost până acum, cu aerul terminare, așa a fost gândită.
nu puteai să dai visei toată lumea atunci, că așa era. O dăm jos și am cumpărat toate materiile, avem cumpărat. Să facem din pardoseală. Dar în momentul în care am făcut treaba asta, îi trebuie și marmura, îi trebuie și bani, îi trebuie și montaj și mai mult. Nu, e electrică asta, e electrică? Nu. Și voi aveam să vă rândesc, dumneavoastră aveți un proiect la bază. Dumneavoastră urmăriți etapele de lucru în cadrul proiectului ăsta. Absolut. Și finanțarea urmează proiectul până la stadiul la care povestesc dumneavoastră. Am zis că nu ne prindem 1 august și terminăm cu acoperișul. Bine, asta este... Deci, cea mai grea problemă. I-am luat apa. Urmează cu exterior, fața, deci, mai departe. Și următoarea etapă este intrarea în biserică, nu? Deci, tot în acord. Ce vă propun eu dumneavoastră? Pentru că tot m-au oprit oameni și m-au întrebat. Domnule, faceți cumva un pliant de o pagină, două culori, că nu e o grămadă mare de bani, și prezentați pe aia ca poză, ca imagine. Da. Cum trebuie să arate? Din proiect. Proiectul are la baza asta. N-are. Intrarea nu are. Nu. Aia nu dată. Nu le dată. Atât de ascuns. Cum o faci? Centura. Dar nu faci la rinde de duminică. Aia este, există. Dacă am modificat... Nu, dar de cum faci ca să o faci în autorizație, că proiectul și o construcție. Că este, nu? Este. Cam mai tăiat un pic. Ce s-a întâmplat? Dar cine a băgat tot paralicele lui lua proiectul? Nu, domnul Păduleanu. Deci nu ai voie să faci modificări. Și mai ales unui om de populație. Decât în baza unui proiect. Eu nu vă întreb degeaba. Da, pentru că asta are autorizații de construcție și o să vină partea de la disciplina în construcție, chit că e biserică și nu prea mai țin cont unii acum, ziua de astăzi, de niște treburi. De asta vă spun. Și pentru a convinge populația și a fi cât mai clar în ceea ce se dorește să facă acolo, faceți un pliant, o poză din asta, care... Știți de ce? Nu toată lumea se duce la biserică. Corect. Sunt soluții. Pe net, pe Facebook, pe ce vreți dumneavoastră. Dar și un pliant făcut și că să faceți mai strâng. Pentru că următoarea etapă care trebuie neapărat făcută este împrejmuirea și gardul din fața bisericii. Deci dacă proiectul este un proiect integrat cu tot ce înseamnă cuprins în asta, așa ar trebui să arate. Și lumea nu știe înseamnă despre ce e vorba. Gardul s-o cam plecat. Da, e. Da. Deci când a ieșit nici acum proiectul. Nu știu ce la ISU. Eu de asta vă rog frumos să nu vă supărați pe mine. Este o discuție tehnică de acum, care nu știu dacă neapărat interesează Consiliul Local în ședință. Da. Putem discuta după ce încheiem ședința și stăm numai la discuții și nu mai vrea să mai stăm asta. Gata, am sistem. Dacă nu mai sunt alte probleme de ridicat la diverse, declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc. Should I go?